Veștile bune continuă să vină din municipiul Hunedoara. Strada Castelului se reamenajează după 70 de ani. Au început deja lucrările pentru reamenajare, iar acest tronson al străzii va fi unul semipietonal, cu acces doar pentru riverani, și va fi pavat și dotat cu mobilier urban în ton cu importantul obiectiv istoric și turistic al Hunedoarei. Lucrările fac parte din proiectul cu finanțare europeană intitulat Coridorul de Vest. Am pornit într-adevăr cam deodată și cu reabilitarea zonei din jurul castelului și cu acel proiect pe fonduri europene. Aici merg bine lucrurile și constructorii care sunt în zona respectivă, în proximitate, lucrează bine și constructorul de pe... Avem câteva imagini de la Castelul Corvinilor, care sunt... Sunt lucrările, da, de pe strada castelului, într-adevăr. Sunt cele așa anumitul proiect Coridorul de Vest. Aici va veni o alee pietonală. Asta ar trebui să fie cel mai de efect dintre toate. Acum nu mai știu că la câte pietonale am reușit să facem cam așa ceva, cu piatră cubică pe mijloc, plăci de andeziție amat într-o parte și în alta, mobilier urban. E ceva asemănător anilor 1900, cam acolo ne-am dus noi cu gândul, inclusiv stâlpii de iluminat. Nici nu ar fi arătat bine să vii cu acel desen pietonal, care exact se vedea de pe Ciprian Porumbescu. Și strada Castelului, partea care a fost terminată anul trecut, într-adevăr, cred că ăsta este proiectul de suflet al nostru până la urmă.